și m-am gândit ce minunat este când Dumnezeu ne vorbește și prin cântare de laudă. Neprihănită dragoste din tâi. Pe cine am eu în afară de El? Și m-am dus cu gândul la Domnul Iisus Hristos, că a intrat în templu și s-a dat o carte, cartea prorocului Isaia, și a dat peste loc unde era scris: Duhul Domnului este peste mine. Și m-a uns. A fost uns, fraților. Aleluia. A fost uns. Mulți oameni au umblat după Iisus. Unii că mâncau bine, alții că vedeau semne și minuni, alții că doreau să fie vindecați, doreau să fie eliberați. Au umblat după Iisus. La un moment dat a făcut 70 de ucenici, le-a dat putere. A suflat Duhul Sfânt peste și i-a trimis. S-au întors la El. Erau veseli, bucuroși. Păreau că sunt niște supermen, nu? O zis, chiar și durile le sunt supuse. Dar a venit Domnul Iisus și a zis așa: trebuie să mâncați trupul meu și să beți sângele meu. Ce a făcut? L-au părăsit. S-au turnat, mai erau 12 și au zis, dar voi nu plecați? Noi unde să ne ducem? La tine am găsit cuvântul vieții veșnice. Noi unde să mergem? Nu vrem să plecăm nici noi, slăbiți să fie numele Domnului. Așa cum ne îndemna fratele Cornel. Dar a ajuns să moară, să fie pe cruce și trecătorii să-și bată joc de El. Așa că este dureros când trecătorii își bate joc de noi. Nu știu situația, nu știu problema. Și vezi că vine trecătorul și spune, lasă că merită. Bine că i s-a întâmplat. Dar El nu știe. El sunt trecător. Mă gândesc că El, Domnul Iisus Hristos, i-a privit în milă. La un moment dat a strigat de pe cruce, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și gândul meu în seara aceasta este din Matei 11:28, spune așa: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da o dignă sufletelor voastre. Merită să venim la Iisus? Aleluia. Și eu am nevoie să vin la Iisus. Și mulți din Biblie au avut nevoie să vină la Iisus. Și vreau să am doar câteva gânduri. Au fost oameni bolnavi care au avut nevoie să vină la Iisus. Femeia cu scurgere de sânge au avut nevoie să vină la Iisus. Au avut o problemă fizică și nimeni nu i-a putea rezolva. Nici medicii, nici averea, nici bogăția nu au putut să o rezolve. Și a spus doar atâta. Nu mai am nicio șansă. Trebuie să mă ating de El. Vino la Iisus în seara aceasta. Aleluia. Indiferent cine ești, atinge-te de El în seara aceasta. Aleluia. Eu cred că și prin Duhul Sfânt El este aici prezent. Aleluia. Orbul Bartimeu a auzit multă zarvă și a întrebat, ce se întâmplă? Trece Iisus pe aici. Și poetul cântării spune, dar tu nu-L vezi trecând? Trece Iisus pe aici. Și când a auzit că trece Iisus, el era orb, spune poetul cântării. Dar nu vedea, dar eu cred că a auzit despre Iisus, căci omul acesta, fiul lui David, are putere să vindece. Și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Avea o problemă fizică. Și numai unul putea să vindece. Domnul Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Și mulți alții. Mergem în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, vine unul la Domnul Iisus Hristos și spune, Doamne, știm că ești din cer, ești trimisul lui Dumnezeu, că nimeni nu poate să facă ceea ce faci tu. S-a împlinit cuvintele prorocului Isaia, Duhul Domnului este peste mine. Și a ajuns și a spus Domnul Iisus, nimeni nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu se naște din nou. Și omul acesta avea nevoie de un răspuns. Ea avea o problemă spirituală și nu înțelegea. Era cărturar, spune Biblia. Era un care cunoștea Biblia, care cunoștea Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne îndemna fratele Cornel. Poate îmbla cu ea sub soară și el nu înțelegea. Și a spus, cum un om poate să se nască din nou? Cum poate să intre în pântecele mamei și să se nască din nou? Și Domnul Iisus Hristos îi dă răspuns. Veniți la Iisus. Voi toți cei trudiți și împovorați. Erau oameni care au nevoie de vindecare, de înviere. A venit un om, s-a aruncat la picioarele lui Iisus, se numea Iair, și a zis, Iisuse, vino la mine acasă. Vino la mine acasă. Ce minunat ar fi în seara aceasta să luăm pe Iisus Hristos cu noi acasă. Nu vrem să luăm cu Iisus cu noi în fiecare zi, la locul de muncă, oriunde mergem, Iisus să fie cu noi.
Acesta s-a aruncat la picior în sus și a zis: Iisuse, vino la mine acasă, am o problemă, fetița mea este bolnavă. Și cineva a venit repede și a spus: nu mai deranja pe învățătorul, căci fata ta a murit. Și Domnul Iisus avea un răspuns și pentru omul acesta. Și are pentru noi toți. S-a înturnat și a zis: Iair, crede numai, fiica ta n-a murit. A murit? N-a murit. A ajuns acasă, i-a scos pe toți afară și a zis: Talita cumi, fetițo, ridică-te. Și s-a ridicat. Are rezolvare Domnul Iisus Hristos. Orice problemă Dumnezeu poate să o rezolve. Și m-am gândit că nimeni n-a înviat de morți și să stea la dreapta Tatălui decât unul singur, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și sunt atâția care au fondat atâtea organizații religioase. Nici Russell, care a fost un profet a martorului Jehova, este mort, n-a înviat. Nici Mahomed, nici Sora White, nimeni n-a înviat. Unul singur. Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Și de aceea, așa cum spunea poetul în cântare, vreau să spun că îl iubesc. Aleluia. Nu vreți să-i spuneți că îl iubiți? Domnul Iisus, care ne poartă de grijă, care ne vindecă, care poate să ne dea orice rezolvare la orice problemă. A venit repede de mulțimea cu o femeie, a prins-o în fapt. Și a zis: Doamne Iisuse, ce să facem cu femeia aceasta? Uite, în lege scrie așa. Și avea Domnul Iisus un răspuns și pentru ei. Și a zis așa: dacă nu aveți păcat, luați piatra și aruncați. Și Domnul Iisus Hristos a început să scrie pe pământ cu un băț. Nu spune Biblia ce scria sau ce a scris. Doar aș vrea în seara aceasta să scrie în dreptul fiecăruia iertare. În dreptul fiecăruia să scrie Domnul Iisus putere în seara aceasta. Să scrie eliberare, să spună: Domnul, vreau să te scap de orice viciu, de orice problemă, de orice necaz. Vreau să-ți dau putere. Ce minunat ar fi Domnul să scrie în dreptul fiecăruia. La fiecare cerere care o duce pe altar Domnul Iisus Hristos, să scrie în seara aceasta rezolvare, slăvit să fie numele Domnului. S-a ridicat Domnul privirea de acolo și a spus: femeie, nu te osândi nimeni? Și ce a spus Domnul Iisus? Nici eu nu te osândesc. Femeia aceasta avea o problemă de morală. Să suntem mulți care avem probleme. De tot felul avem probleme. Poate și de morală în seara zilei de astăzi. Și ce o zice Domnul Iisus? Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Vedeți? Acesta este Iisus Hristos al nostru. Domnul să ne binecuvinteze. Și vreau să se împlinească în viața noastră acest verset. Matei 11 cu 28. Veniți la mine. Orice problemă aveți. Aleluia. Orice durere aveți, orice suferință aveți, orice necaz, orice problemă spirituală pe care nu înțelegeți, orice problemă fizică, orice problemă de morală, spune Biblia clar, pentru fiecare are răspuns. Du-te să nu mai păcătuiești. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și cine se mărturisește și se lasă, capătă îndurare, spune Biblia. Domnul poate să lucreze în seara zilei de astăzi. Aleluia. Am spus că sunt scurt și vreau să rămân la acest îndemn. Și mă rog Domnului ca Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Daniel.